Toate problemele acolo, de acolo. Este unul, da? De la pagina 139. Este ușoară la început, da? Da. Mediatoarea unui segment este A, un segment, B, o dreaptă, C, o dreaptă. Un segment. Deci, ce este mediatoarea? Un segment. Deci, mediatoarea unui segment, da? Da, adică, ce este mediatoarea unui segment? Practic, e întrebare. Aha. Segment, mediatoarea unui segment este segment. Tu ce zici? Segment. Tu ce zici? Ce mediatoare? Segment? Semidreaptă sau dreaptă? Segment. Segment. Bine, ce vă face să... Care e motivul pentru care v-ați oprit aici? Segment înseamnă așa. De aici până aici. Strict. Pentru că așa și e. Adică... E dreaptă, pentru că are unghi de 90 de grade și când și oriunde am luat punctul, el formează unghiuri triunghiuri... Isoscele. Isoscele, așa. Asta este. Deci e dreaptă. Deci te opri la... Deci mediatoare în segment. Mai insist în nirul un pic. Așa. Încearcă, nu spun, eu vreau să fim pe zic segment și cu asta basta. Da. Adică, eu numai de dragul de a-mi păstra opinia, insist. De la 139. Mirna. Bagă la cap. Ce zici, Semin? Vorbim de ca începutul de ușor. Vedeți? Am să spun un lucru. Deci mă întorceam de la faza națională cu fiică-mea și cu genele. Adi, eu. Pe poziția. Adi pe poziția 19-a din toți decenii țării în perioada aceea, din la 9 până la a 12-a. Atenție! Toți decenii segmentul țării. Ăla. Deci 90. Toți decenii țării. Am înțeles. Pe poziția 19-a. Poziție extraordinară. Normal. Ei bine, și a ajuns noi acasă, am stat vreo săptămână și acum zic, băi, ne pregătim pentru admitere. Și cum se pregătim de admitere? Păi da. Nu luați admiterea voi acum. Nu se poate. Tată, da, și asta e chiar o bătaie de joc, cine spune. Deci, întoarcerea națională, cu nivelul ăsta și cu rezultatele astea și mai departe, cum să nu luăm la admitere? Cum să nu luăm la facultate? Nu luați. Vă dovedesc acum. Deschide manualul. O problemă dată la admitere. La facultate de matematică, la Iași. Bun. Nu merge. Nu se poate zice, dar cum? Dar noi suntem la nivelul ăsta? Da. Pentru că lucrurile mici au scăpat. Iată, acum, asta spun Mirina. Deci, am făcut probleme de geometrie, tot felul ăla, am gândit, am făcut, și iată o chestiune esențială, elementară, banală, și dăm răspunsul greșit. Ce este mediatoare? Ce este mediatoare în segment? Definiție, plecând la definiție. Perpendiculară pe acel segment. Perpendiculară, nu? Da. Dreapta perpendiculară pe acel segment. E dreapta perpendiculară pe acel segment. La întrebarea ce este mediatoarea segment, semidreaptă... Da. Sau dreaptă, e ce? Păi ne-ai înțeles, ne-ai fost atent la definiții. Pe dreapta perpendiculară, nu? Pe segment. Deci, pe segment. Deci, uite, segmentul ăsta, minunat, AB. Iar perpendiculară pe mijloc, o dreaptă perpendiculară pe mijloc. Sus și jos nu ne oprim niciodată clipă. Este o dreaptă perpendiculară. Corect. Da? Deci nu numai aici, nu te oprești, tu te și în jos, Miruna. Deci, atenție și sus. Te-ai oprit acolo într-un punct, dar nu ai voie. Prelungiți-o cât vrei. Exact. Oriunde luăm punct pe mediatoare, am discutat asta. Locul geometric. Da. Se bucură de proprietatea. Locul da, geometric. Da. Este bucură de proprietatea că e la egală distanță, adică segmentul ăsta. De capetele segmentului. Pe A cât pe B. Corect. Și indiferent unii pe U. Sus, dar jos. Dar se poate face și cu compasul? Asta. Sigur că da. Deci ca să desenezi mediatoarea, cum se desenează cel mai corect? Luăm cu vârful B, sau un A mai întâi, poftim un A, descrie un arc de cerc AD dincolo de mijloc. Mai mare decât jumătatea. Mai mare decât jumătatea. Apoi, și trasești în sus și în jos. Da. Da? Și în sus și în jos. Cu aceeași deschidătură, da? Da. Deci trasezi fixat odată. Muți vârful compasului în B. Opa. Vârful compasului în B. Și cu deschidătura aceeași care ai avut-o, trasez din nou un arc de cerc, cele două arce se întâlnesc corect în două puncte distincte
Și când le unești pe acesta, asta este mediatoarea. Corect. Da? Și-o târit așa și așa. Și acum, când ai dus prin cele două puncte, prin două puncte distincte, trece o dreaptă și mai una, asta este mediatoarea. Da? Deci mediatoarea lui AB. La întrebare, ce este mediatoarea unui? Este o dreaptă perpendiculară pe mijlocul segmentului. Nu? Este mulțimea punctelor din plan egal de pătrat dedicatele segmentului. Este locul geometric al punctelor. Am insistat. Și iată că e bine că ai avut inițiativă și ai zis, hai să le luăm de la zero. Da? Pentru că așa descoperim multe chestii. Mergem mai departe. Ce e unghiul X, O, Y? Unghiul X, O, Y? Da. A aparține lui O, X. X, O, Y. A aparține lui O, X și B aparține lui O, Y, astfel încât O, A să fie congruent cu O, B. Bun. O, A cu O, B. Cum găsești cel mai rapid A din O, A? Cu compasul. Exact. Deci, cu compasul transcrii. Da, descrie unde. Cine nu știe asta? Așa. Așa. Iar M și N, două puncte situate în interiorul unghiului, astfel încât triunghiul AMN congruent cu triunghiul BMN. AM. M e un punct. M și N, două puncte situate în interiorul unghiului. Așa. Astfel încât triunghiul AMN să fie congruent. Triunghiul A. Triunghiul AMN. Să fie congruent cu BMN. A, M, N, cu B, M, N. Ia să vedem noi cum le luăm. Le luăm, așa, cât triunghiul A, M, N. Să le luăm la jumătatea dintre A și B. Cu B. Așa, nu? A, M, N, cu B, M, N. M, N. Așa. Cum propui? Așa, uitați-o. De o parte și de alta, da? Mână să fie... la mijloc, da? La mijlocul între A și B, un segment la mijlocul între A și B. Deci tu propui așa, să zicem, să duc bisectoarea. Exact. Să le luăm pe bisectoare. Mâi și nu să le luăm pe bisectoare. Dar cu ce mai trebuie construire? Dar de ce? Să vedem care ar fi motivul pentru care așa să propui. Așa, să fie congruente. Punctele mâi și nu aparțin bisectoare. Punctele M și N aparțin bisectoarei unghiului. Urmează. Da, asta e întrebarea. Justificați răspunsul. Deci, M și N sunt niște puncte din interior. Iată, mama a simțit bine problema și a zis, hai să le luăm pe M și N pe bisectoare, că tocmai întrebarea asta, la asta se referă, da? Și așa încât triunghiul AMN să fie congruent cu BMN. Cu BMN. Deci, autorul ne zice asta. Da. Așa cum deci în ipoteză, hai să-l scriem da. Ipoteza. Ipoteză. Ipoteză, avem așa. OA. OA. Congruent cu OB. Congruent cu OB. Ne uităm timpul să ne încadrăm. Da. Să fie la 50 ceva din minute. 42. Avem. Triunghiul AMN. Triunghiul AMN și tot aici triunghiul. Da. M și N sunt în interiorul unghiului X, O, Y. M, virgulă N, aparțin interiorului unghiului X, O, Y. Da? Interiorul X, O, Y. Și că triunghiul AMN congruent cu triunghiul BMN. Concluzia este punctele M și N aparțin bisectoarei unghiului. M aparține unghiului OZ, hai să zicem. OZ N aparține lui OZ. Unde OZ bisectoarea, deci se mediată unghiului bisectoarea unghiului X, O, Y.
Deci mărșina aparțin. Deci trebuie să vedem dacă aparține bisectoarei și dacă nu aparține bisectoarei, da? Cum propuneți ca să judecăm problema asta? Deci știm că OZ-ul e bisectoare atunci? Nu. Trebuie să demonstrăm asta? OZ-ul e bisectoare? Noi unim pe O cu N, bunoară. Deci O cu N, O cu M, și din faptul că triunghiul A, M, N și B, M, N congruente, să demonstrăm că M și N sunt pe bisectoare. Să demonstrăm că O, M, unghiul de aici, egal cu unghiul O, O, M, A. Deci și atunci, simplu. Ia deci, zi-mi. Deci asta ar veni. Ca să fie M pe bisectoare, ar trebui să putem dovedi că unghiul ăsta M, O, B e cât M, O, N și la fel N, O, A, simplu, A, simplu, A cât M, O, B. Foarte simplu. Hai, Mirna, zi. Să luăm triunghiul? Păi? Pe care? Ce eu mă pricep? Hai să vedem. Să fie triunghiurile ăsta M, O, A și B, O, M. Corect. Deci, M, O, MOA și MOB, da. Le comparăm. Da. Facem un o discuție. Avem BO congruent cu AO din ipoteză. Da. Da. OM este segment comun. Și AM cu EB, domn profesor, pentru că triunghiurile sunt corect. AM cu EB, fiindcă triunghiurile congruente. Latură, 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 putem să ne ducem repede și atunci și unghiurile. Sigur că da. Deci că ăsta e și cazul care ne, care ne place. Eu vreau să zic unghiul ăla din notă. Aha. Care unghi? Că n-ai niciun unghi, nu știi. Că nu știi pe ăsta cu ăsta cu congruent. Ăla trebuie să le duci, să le demonstrăm. Tocmai, la asta să ajungi. Deci dacă... Dacă te prindea cu chestia asta, Miruna nu te ierta. Miruna, bine că nu mai prins o vreodată. Da, deci e limpede că numai latură, 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 n-avem nimic despre unghiuri. Tocmai triunghiurile acum fiind congruente, îți permiți să vorbești că și toate unghiurile congruente, dar pentru ăsta, pe tine te frământă doar unghiul ăsta cu ăsta congruent. Corect, o 1 cu o 2, poate. O 1 cu o 2. Mm-hmm. Și atunci M este pe bisectoare. Corect. Și acum demonstrăm că și nouă e bisectoare și pe cine luăm Miruna ca să demonstrăm că și nouă e bisectoare? Pe ce triunghi? N, A, M cu... N, A, care? N, A, O trebuie să duce. Așa. N, A, O cu N... B? Stai, dacă vreau să le iau multe. N, B, O. Cu N, B, O. Ce avem? Avem B, O cu A, O. Da. N, O, latură comună. Corect. Și B, M cu A, O. Nu. B, N. Și B, N cu... A, N. De ce? Pentru că triunghiurile alea sunt congruente. Și atunci și laturile lor și unghiurile lor sunt congruente la triunghiurile alea. Și gata. Și demonstrăm iară că și, că, și nu e pe bisectoare. Și am demonstrat. Deci totul este foarte la îndemână dacă am prins miezul problemei. Trebuia să spun, măi, ce? Pentru ca să arăt că M și N sunt pe bisectoare, trebuie să arăt că O, M, unghiile sunt congruente. Și la fel ca N să fie pe bisectoare, unghiile sunt congruente. Mă duc în niște triunghiuri, dar cu informația că triunghiurile așa au fost congruente. Și ați văzut că voi aici un pic n-ați fost atenți că triunghiurile alea erau congruente și că laturile lor sunt congruente și vă ajutați de cazul ăsta, latură, latură, latură. Deci, hai să mergem la demonstrație. Ia să vedem. Cine vrea să vorbească? Eu. Hai zi. Bine. Din congruența triunghiului, hai să desfacem congruența, că asta vă va scăpa. Asta. Deci triunghiul, zi-mi la triunghiul, triunghiul AM, AMO, da. AMN, AMN. AMN. Nu, acum să zicem congruența aia, să o desfacem, zice domnul profesor, să vedem ce înseamnă aia. Să ne oferim. Triunghiul AMN, congruent cu triunghiul BN. Avem. De unde avem? Avem, în primul rând, AM cu BN în congruente. Deci AM. Segmentele, vedeți cum puneți, da? Da, normal. AM. Congruent cu BN.
Deci segmentul am congruent cu GM. Mai avem și GM, GM, unghiul, GM. Hai să punem unde latură. Latură și pe M în latură comună. Da, M în latură comună. AN congruent cu GM. Punem și un ghiul de profesor? Îi punem și pe toate, ca să fie clar de ce două triunghiuri sunt congruente, toate elementele sunt congruente. Corect. AN congruent cu GM. Unghiul AN. A, AN miruna. Congruent cu BN. Cu BN. Unghiul AN congruent cu BN. Măsură, măsură. Da. Nu, nu măsură, nu, unghiul. Doar unghiul. Unghiul AN congruent. Congruent. BN. Cu B, M, M. Apoi. Apoi, M, N, A, congruent cu B. M, N, A. M, N, A, congruent cu B, N, A. Nu. B, nu. Cum am zis, M, N, A, M, N, A, congruent cu M, N, M. B, N, M. B, N, M, ai zis, da? Deci mână, hai să vedem. M, N, A, M, mai zis M, N, A. Da. Adică asta de aici. Da. E cât asta? Congruent cu M, N, B. M, N, B sau B, N, M? Tot aia. Tot același lucru, da. Da, și mai este A, M, A, N. Man. M, Man. B, N. Cu? M, B, N. M, B, N. N. Bun, la deci e vorba de poziționarea între, la triunghiul AMN pe rând. La M la mijloc, N la mijloc și A la mijloc. A fel și dincolo, dar corespunzător realității din teren, din figură. Și acum luăm triunghiurile. Și acum, fie triunghiurile Adi, fie... Fie triunghiurile A, ăsta, A, O, E. A, O, M. A, O, E și triunghiul U. M, O, B, M, O, B, deci pe astea putem să zicem că au, o, pe ea să vedem, au O cu B, O, din ipoteză, au O cu B, O, din ipoteză, U, F, da, mai avem M, A congruent cu M, B, cu oriunde am luat... Nu. Tot din ipoteză, nu? Tot din ipoteză. E ma cu M, uite că este și M, A cu M. Da. B, M, din ipoteză. M, A. E M, A. M, A. Din ipoteză. Și... M, O, latură comună. Cine? M, O, latură comună. M, O, latură comună. Conform cazului. Conform cazului, latură, 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 ce face lumea? Da. Rezultă că triunghiurile luate în discuție. Triunghiurile O, E, congruent cu triunghiul M, O, B. Și dacă sunt congruente, de aici rezultă că... Deci toate laturile, toate care, elementele care nu le-am luat în discuție, sunt congruente. Adică A, O, E, cu B, O, E. Ceea ce mi-e interesează. A, O, M. Cu B, O, M. Congruent cu B, O, M. Și de aici rezultă că... Așa, și rezultă, ca să punctăm, rezultă că M aparține lui O, Z, bisectoare. Deci M este pe bisectoare. M aparține, da? Așa. Mai avem alte perechi de unghiuri. Spune pe toate mirunatele. O, A, M. O, A, M. Cu OBM, congruent cu OBM. Da. Și mai avem și OMA. OMA. Cu OMB. Congruent cu OMB. Corect. Iată că am arătat că M aparține bisectoare. Lucru important. O primă parte am arătat-o. Și despre N, să arătăm că aparține bisectoare, Miruna te rog vorbește. Fie triunghiurile N, A, M. Fie triunghiuri care? N, A, O. N, A, nu. Nu, mama, trebuie să ne ducem. N, A, O, da. N,
AO, N, AO și triunghiul și NBO. NBO. Despre cele două triunghiuri poți povesti. AO cu BO. AO, congruentă cu BO. De unde? Din ipoteză. Din ipoteză. Nu o latură comună. Nu o latură comună. Și unghiul OAN. Nu. A, că am demonstrat mai înainte. Da. Asta, știi? Nu. Dar noi ne folosim de latură. De a treia latură. Nu, că nu știi că nu-i tot pe bisectoare. Tu ne-ai luat așa. Să rezulte că unghiul congruent. Exact. Ană congruent cu bână. Ană. Congruent cu bână. Ați înțeles chiar dacă ați demonstrat mai înainte că... E până pentru M. Da. Dar pentru N nu am știut că e acolo. Deci Ană congruent cu... Congruent cu bână. Tot din ipoteză. Din congruența exact. Celor două triunghiuri. Din ipoteză. Atunci, din cazul latură-latură-latură, triunghiul NAO, congruentul triunghiul NBO, și atunci avem da. ANO, unghiul ANO. Deci aici rezultă că unghiul... Hai să luăm ăla din nou. Ăla care îi interesează. Care îi interesează. NOA. NOA. Congruent cu unghiul? N-O-B. N-O-B? O trebuie să fie la mijloc. Și de aici, deci, asta. N-A-O, pardon, N-O-A cu N-O-B. Da. Da? N-O-A cu N-O-B. Să putem să zicem, mama, că el a pus, e pe bisectoare. Rezultă că N aparține bisectoarei. Care e bisectoare? O, Z. Practic asta trebuia să o, asta era problema exact. Importantă. Și acum zicem și celelalte. Ce zicem și celelalte unghiuri? Spuneți-le voi că nu mai am și lor. O, N, A, O. Și O, N, A. Da. Da? Hai, te rog. Deci care? O, N, A, congruent cu O, N, B. O, N, A, cu O, N, B. Uite-te și tu are dacă spune corect. Și O, A, N, cu O, B, N. O, A, N, cu O, B, N, corect. Ceea ce trebuia să demonstrăm. Dar subliniem, problema e acum mai corect rezolvată, pentru că am arătat că nu aparține bisectoare și nu aparține bisectoare. Și subliniați asta, vedeți cum faceți? Tocmai. Foarte important. Asta e final demonstrația, nu? Asta ne-a cerut în concluzie, asta m-a arătat, că mușii nu se află în bisectoare. Miruna, care a fost aici miezul problemei? Te rog să... Să ne dăm seama că trebuie să facem că M și N sunt pe bisectoare, te gândești ce calitate are bisectoarea. Împarte unghiul în două unghiuri congruente, da? Sau că punctele M și N sunt la egală distanță de laturile unghiului. Am arătat și asta, adică ori arătam, ducând perpendiculară de aici și perpendiculară, dar încărcam problema. Nu facem o demonstrație care să ne propună să tragem alte linii și să facem nu știu ce lucruri în plus. Și ne ducem pe cine dă autor. Da, dar ei trebuiau să-și dea seama, domnul profesor, că trebuia să facă, sau trebuia să facă întâi bisectoarea. Aici e problema. Deci cum le puteam duce cu plasarea lui M și N, așa fel, încât M și N se află pe bisectoare. Ne uităm în problemă până la capăt, inclusiv cu întrebările. Și ne ajută. Dacă zice bisectoarea, repede, faceți bisectoarea și puneți pe bisectoare M, ăla și N. Deci voi mergeți invers pe problemă. Parcă ar fi pe bisectoare și spun ce trebuie să arăt ca să fii pe bisectoare. Corect, așa o construi, așa o să faceți desenul. Deci, ați văzut chiar eu la început, când a fost vorba pune să pun pe M și N, ne citim problema până la capăt, chiar și întrebările. Sigur că da, chiar și întrebările. Păi întrebările sunt iar. Și dacă nu faceți desenul, e grea. Nu... Sigur, nu plasez cum trebuie pe M și N, dacă autorul nu ne ajuta cu întrebarea. Vedeți, vreau ca M și N să fie pe bisectoare, asta vă cer, atunci noi am înțeles că așa trebuie văzut. Corect. Ai înțeles? Asta te-a ajutat. Tocmai am făcut și cu compost. Da. Trei. Haideți să mai văd încă o dată. Ia vedeți încă o dată ca să văd și timpul, domnul profesor. Da. 58. 58 o primă.